După summitul NATO-ului la Vilnius, pot afirma cu tărie că țările noastre au dat un răspuns imediat și multidimensional agresiunii ruse în Ucraina pentru a apăra flancul estic al Europei. Franța este prezentă cu 1300 de soldați în România, iar cu națiune cadru, cu partenerii noștri din forța multinațională, pe care o salut, lucrăm să avansăm spre nivelul de brigadă. Franța a fost unul dintre principalii susținători ai integrării noastre în Uniunea Europeană și ai aderării la NATO. De altfel, Franța și-a asumat rolul de națiune cadru în consolidarea posturii aliate pe flancul estic al NATO în urma declanșării războiului din Ucraina. Iar România este unul din marii beneficiari de securitate ca efect al acestui demers.